Piața Victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM. Bine v-am regăsit în direct la radio și pe pagina de Facebook Europa FM. Este miercuri și am fi zis că s-au terminat de mult alegerile locale, dar nu. Abia s-a tranșat frauda de la sectorul 1. Așteptăm acum ancheta penală. Avem renumărare la sectorul 5. Ce se renumără? Oficial n-am primit nicio informație, iar asta este de asemenea o problemă. Nicio comunicare din partea autorităților electorale, cum aveam de obicei, cu atât mai mult ne uluiește tăcerea în acest context. Credeam că după 3 zile, gata, începe munca și putem vorbi concret despre cu ce începe. Căci invitat la Piața Victoriei în această seară, în direct prin telefon, Vlad Voiculescu, bună seara! Bună seara! Felicitări și spor la muncă! Mulțumesc! Sunteți propunerea USR Plus pentru funcția de viceprimar al Capitalei. Este un lucru cert, Vlad Voiculescu, această funcție? E un lucru cert, da. Există... În această campanie am făcut câteva lucruri diferit. Și unul dintre lucrurile pe care le-am făcut diferit este că acea discuție care are loc întotdeauna după alegeri, atunci când se formează o majoritate în Consiliu, și se numesc cei doi viceprimari în orașele mai mari, există aceste negocieri, aceste împărțiri de atribuții și așa mai departe. Lucrul ăsta noi l-am făcut cel puțin parțial înainte și l-am făcut cât se poate de transparent în acel protocol semnat cu Nicu Șordan și cu PNL. Și am făcut apoi și un angajament în care lucrurile sunt specificate destul de clar. Pe de altă parte, însă, uitându-ne la rezultate, așa cum le avem în acest moment, Vlad Voiculescu, ele arată un PSD umăr la umăr cu Alianța USR Plus în Consiliul General și un PNL mult în urmă. Prin urmare... Da, ne miră. Vă rog? Ne miră și pe noi. Poate că o parte din explicație vine din ceea ce am constatat zilele astea cu toții în sectorul 1, în sectorul 5, în sectorul 4, un pic în sectorul 2, sectorul 6, trebuie să spunem că nu ne-am uitat atât de atent, dar da, unele furturi sunt cât se poate declare, sau să le spunem erori. O să explic doar pe scurt ce spun prin două exemple la secția 111 din București, din 108 voturi trecute în procesul verbal. La sfârșitul zilei de vot există un proces verbal care este semnat de toți delegații. Pe acel proces verbal erau 108 voturi pentru USR Plus într-o secție care dintr-o dată în platforma electronică s-au transformat în două voturi. La fel, în secția 127 din 115 voturi pentru USR Plus au devenit 115 voturi pentru Partidul Națiunea Română. Despre care dintre buletinele de vot vorbim? Pentru că discuțiile pe care le avem în aceste zile sunt doar legate de voturile pentru funcțiile de primar de sector. În cazul ăsta vorbim despre voturile pentru Consiliul General. Voturi care s-au dat în tot Bucureștiul și unde diferența este foarte mare între ceea ce am văzut în exit poll, în seara alegerilor și rezultatele pe care le vedem astăzi, rezultatele parțiale ale BEC. Și de ce nu avem atunci o discuție, dacă nu chiar o solicitare către biroul electoral de reevaluare a situației și de investigare a acestor cazuri particulare? Avem asta în sectorul 5, acolo unde lucrurile sunt clare, în sensul că e clar că s-au furat voturi și s-au furat voturi în faza anterioară a ceea ce vă spun, în faza anterioară procesului verbal. Concret, în anumite secții ar fi trebuit să fie mai multe voturi în procesul verbal și nu au fost trecute în procesul verbal. De asta noi am considerat că este necesară renumărarea voturilor în sectorul 5. În sectorul 5, biroul electoral de sector tocmai a aprobat astăzi renumărarea voturilor. Lucru care poate fi contestat la biroul electoral municipal. Sperăm că acest lucru să nu se întâmple, cred că e în interesul tuturor ca lucrurile să fie clare. Și da,
Cel mai probabil vom avea renumărarea voturilor în sectorul 5. Dispariția unor buletine de vot, spuneți. Dispariția unor buletine de vot înainte ca ele să fie înregistrate în procesele verbale. Sau neluarea lor în considerare atunci când lucrurile au fost trecute în procesul verbal. Asta este înțelegerea mea. Sunt mai multe cazuri, sunt destul de diverse. Nu sunt persoana potrivită să vă dea detalii, dar, cum spune, există o contestație cu care e cât se poate de concretă și care este de altfel și disponibilă public, dacă nu greșesc. Contestație care a fost transmisă către biroul electoral de sector și acceptată de către biroul electoral de sector. Dar care, exact cum spuneați, poate fi contestată și atunci contestată, judecată da. Din nou de biroul electoral municipal, care la rândul său poate să aibă o decizie ulterior contestată și să ajungem către biroul electoral central. Cred că așa stau lucrurile, da. La fel, parcursul a fost la sectorul 1, acolo unde biroul electoral central tocmai a stabilit că rezultatul este final. Deci Clotilde Armand este final, este primarul final, ca să spun așa. Sau în final, după 4 ani de zile, este primarul sectorului 1. Acum, nu există niciun fel de urmă de îndoială. Acum, revenind un pic la sectorul 5, care este o speță încă în evoluție, și apoi vom vorbi și despre sectorul 1, Vlad Voiculescu, dar la sectorul 5, pentru că discuția a pornit, de fapt, de la procentele pe care PSD le are spre uimirea dumneavoastră în Consiliul General, 33%, pe de altă parte, însă, să recunoaștem, sunt oricum mai puține decât voturile obținute de Gabriela Firea, nu? Da, dar nu ne miră acest lucru. Trebuie să comparăm întotdeauna votul politic, sigur, la votul politic din alegerile trecute. Vorbim de alegerile prezidențiale și vorbim despre alegerile europarlamentare. PSD a avut sub 20% în București la alegerile europarlamentare. PSD nu s-a schimbat în București absolut deloc. Conducerea este aceeași. Ce s-a schimbat este că candidatul, într-adevăr, a avut o campanie în care a investit enorm de mulți bani și nu numai în timpul campaniei, ci a fost o campanie de 4 ani de zile în care s-au investit banii partidului, dar mai ales banii noștri. Toate acele reclame pe care Europa FM cu onoare a decis să nu le mai primească. Și vă mulțumesc în calitate de cetățean pentru asta, au fost și sunt în continuare, din păcate, o rușine. Încă văd aceste reclame de la sectorul 3, de exemplu, la mai multe canale de televiziune. Nu există niciun motiv pe lumea asta pentru care o primărie să cheltuiască banul public pentru a lăuda marile realizări ale unui primar sau altuia. Păi câtă vreme această primărie are o companie care se cheamă Compania de Publicitate, atunci ce da. Să te mai miri că se cheltuiesc bani? Aveți idee la cât s-ar ridica bugetul, banii cheltuiți pentru a face reclamă clar electorală primarului? Sunt multe milioane de euro, dacă nu greșesc, doar prin bugetul de spitale. Da? Deci ceea ce ne spunea doamna Gabriela Firea, că este bugetul pentru sănătatea bucureștenilor, pentru spitale doar de acolo s-au dus 3 milioane și jumătate, dacă nu greșesc, în reclamă, acele minunate reclame la aparate dentare pe care le vedea și bunica mea de la țară. O întrebare firească ar fi cu ce este ajutat o bunică sau un părinte sau un copil de la țară dacă vede pe un canal de televiziune național că în București se dau bani pentru aparate dentare. E, cred că, o întrebare onestă. Și la ce ajută asta pe oricine? Sau la ce ajută pe cineva în Suceava sau la Oradea că în București primăria a consolidat circa 15 clădiri? La ce te ajută ca bucureștean să afli de la televizor lucruri pe care în realitate nu le vezi? Dar în realitate nici nu sunt, numai că nu le vezi. Da. Dacă faci fațada, nu înseamnă că ai consolidat o clădire. Dar se mai poate recupera ceva din acei bani? Eu vă pot promite că vă pot promite în momentul ăsta că vom încerca. Cel puțin vă pot spune că în ultimele săptămâni de campanie, doar în ultimele săptămâni de campanie și doar clipurile difuzate repede mai multe televiziuni și posturi de televiziune și de posturi de radio au costat 2 milioane de lei. Într-o achiziție a primăriei municipiului București. Achiziție care a fost, sau reclamele în sine, au fost declarate de biroul electoral municipal ca fiind ilegale
și cu toate că au fost declarate ilegale, ele au continuat să fie difuzate. Am primis, e adevărat, în ultima zi de campanie, pentru că atunci am primit decizia, am primit somație către toate aceste televiziuni, către CNA și către primărie. Am primit a doua zi după încheierea, după încheierea votului, am primit o confirmare de la primărie că au primit somația noastră. E pur și simplu o bătaie de joc care, dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs. E ceva demn de, Africa subsahariană, să cheltuiești bani public pentru că un funcționar sau un demnitar găsește să folosească instituțiile statului fix ca un dictator. Vlad Oiculescu, dar așa ceva nu se putea face decât cu complicitatea Consiliului General al Municipiului București, pentru că acești bani nu sunt dosiți prin niște sertare și n-ar putea fi urmăriți. În general, primarul într-adevăr nu poate să cheltuiască bani fără Consiliu. În general, cheltuielile majore sunt aprobate în Consiliu, dar ce aprobă Consiliu este un buget care poate fi denumit într-un anumit fel, după care poate fi deturnat. Înțeleg că asta a fost situația în acest caz. Dar aș continua ce spuneți, propoziția de mai devreme, aceste cheltuieli nu ar fi putut să fie făcute fără complicitatea și aș schimba aici. Da, poate a fost o chestiune în Consiliu, dar mai ales fără complicitatea unor oameni din primărie, cărora le doresc și asigur că vor trebui să răspundă pentru semnăturile pe care le-au dat pentru așa ceva. Sunt sigur că n-a semnat doar doamna Firea, sau așa cum înțeleg că se lucra în primărie, probabil nici n-a semnat dânsa. Aș vrea să am o discuție și o voi avea în primele zile acolo cu cei care au semnat pentru lucrul ăsta, pentru toate reclamele mascate, lucrurile sunt cât se poate de evidente. Mai mult decât atât, odată ce au aflat, pentru că a fost o informație în spațiu public, că aceste lucruri sunt ilegale, cum și-au permis să cheltuiască banul public chiar o oră după ce au aflat că aceste lucruri sunt ilegale? Cum o să procedați exact? Pentru că toată lumea se întreabă, în condițiile în care se vorbește despre sistemul de pile și relații în primăria capitalei și miile de oameni care au fost angajați acolo pe criterii discutabile și ce se va întâmpla cu ei, cum o să procedați, Vlad Voiculescu? O să fie un proces foarte greu, nu am nicio îndoială. Rugămintea mea față de toți angajații primăriei și a instituțiilor din subordine a fost cât se poate de clară și o repet cu bucurie. Dacă cineva se știe corupt, ar trebui să plece. Ar trebui să plece acum. Dacă cineva se știe om cinstit și harnic și pus pe treabă, atunci nu are de ce să-și facă vreo problemă. Lucrurile, evident, o să sufere oarece schimbări, unele drastice, dar asta nu înseamnă că nu o să ținem cont de viața și de cariera oamenilor, ba din contră. Lucrurile, cred că într-o organizație, și am experiența asta de la Ministerul Sănătății, dacă există o minimă încredere și lucrurile sunt tratate cu onestitate și profesionalism, atunci cei care vor să contribuie la să respecte promisiunea pe care și-au făcut-o și bănuiesc atunci când s-au angajat într-o instituție publică, și anume aceea de a servi cetățeanul, acești oameni vor avea posibilitatea să facă lucrul ăsta și să-și construiască o carieră mai cu spor. Vlad Voiculescu, pentru mulți vorbiți eficient într-o limbă străină. Adică serviciu public. Faceți concurs sau cum? Apelați la ce? La simțul lor civic? Apelez la, da, cred că putem să apelăm la simțul civic al unor oameni, apelez de asemenea la profesionalism și cred că într-o anumită măsură oamenii funcționează și pe principiul morcovului și al biciului, în sensul că trebuie să existe motivație și motivația aia trebuie să fie una onestă, care poate să fie una care ține de avansul în carieră sau care ține de remunerație, respectiv trebuie să existe și trebuie să existe și
da, consecințe pentru ceea ce nu servește interesul public. Și s-au făcut multe lucruri în instituțiile noastre publice în general și în primărie în special, care nu au avut nicio legătură cu respectul pentru interesul public. Ca să avem o idee despre ordinul de mărime, despre cât salariați vorbim în primăria capitalei, în administrațiile care îi se subordonează, în direcțiile, în companiile. Mi-e foarte înșelător. Primăria capitalei e cel mai mare angajator din țară, dacă vreți, dar vorbim despre multe instituții care nu au nicio legătură una cu cealaltă și care sunt extrem de diverse. Ai spitale mari, precum Spitalul Colentina sau Spitalul Obregea, ai o întreagă rețea de medicină școlară, și asta numai dacă vorbim despre sănătate. Dacă vorbim despre educație, ai școli speciale și o întreagă și mai multe direcții în primărie, ai asistența socială, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, care are anumite atribuții care se încalecă într-o anumită măsură cu cele de la sectoare, și ai apoi monștri foarte bine cunoscuți, STB, fostul Radet, Termoenergetica, și o mulțime de căpușe numite companii municipale, pe care va trebui să le audităm, care în curând vor rămâne fără bani de salarii. Peste o jumătate de miliard de lei în bugetul din acest an, peste o jumătate de miliard de lei, 650 de milioane, numai pentru salariile din aceste companii. Dar sigur, vorbim despre foarte mulți oameni. Dacă vă amintiți, la începutul anului prezentam o analiză a bugetului propus de Gabriela Firea pentru acest an. Era pur și simplu o glumă. Noi vorbim despre buget de undeva la 4 miliarde. Buget înseamnă banii pe care îi încasează, pe care îi strânge, pe care îi colectează, respectiv pe care îi încasează de la guvern, primăria, și bani pe care de asemenea îi cheltuiește. E ca într-o casă. Modul în care a găsit de cuvință Gabriela Firea și PSD să lucreze în toți acești ani este să, printr-o promisiune grandioasă la începutul anului, care presupunea niște venituri exagerate și niște cheltuieli pe măsură, practic promitea banii în stânga și în dreapta și venea și ne povestea la televizor că a alocat, ați auzit termenul ăsta, nu? Am alocat bani acolo, am alocat bani dincolo, dar degeaba aloci niște bani în stânga și în dreapta dacă banii aia nu-i strângi, că nu mai ai de unde să-i dai. Iar când ne uităm la execuția bugetară, adică ce s-a întâmplat, un buget este un plan. Execuția bugetară ne spune cât de bine s-a executat un plan. Vedem că nici măcar acolo unde erau alocați bani, nu s-au cheltuit acei bani. Și vedem că în punctele critice pentru acest oraș, precum mediul, poluarea, precum sănătatea, precum educația, oricare domeniul am luat, dintre cele critice, vedem că execuția bugetară câteodată a fost și la 5%. Cu alte cuvinte, deși au existat bani, deși au fost alocați chiar fără să existe, chiar și în aceste situații care n-ar fi trebuit să fie o realitate în 2020 sau în toți anii ăștia, nici atunci n-au fost cheltuiți. Asta înseamnă că veți găsi în primăria capitalei foarte mulți bani necheltuiți? Nu, asta înseamnă că au fost cheltuiți aiurea și asta înseamnă că în punctele esențiale nu au fost cheltuiți. Care va fi? Dacă fusese bugetat și încă ceva, îmi cer scuze, vă rog. În 4 ani s-a cheltuit bugetul pe 5 ani. În momentul acesta există un deficit de mai bine de 4 miliarde. Pe unde, adică unde au fost aceste alocări extra? Poate sunt lucruri de care ne bucurăm și nu ne dăm seama, Vlad Voiculescu. Sigur. O să pot să vă spun toate aceste detalii odată ce ajungem acolo. Adevărul este că la capitolul transparență nici Gabriela Firea, nici primăria capitalei în general, ca să nu punem vina în spatele dânsei, doar în spatele dânsei, nu a excelat niciodată în timpul niciunui primar. Ați mai trăit această experiență de a ajunge într-o instituție a statului român și a cere evaluarea lucrurilor care s-au făcut ori nu s-au făcut în trecutul recent? Mă refer acum la Ministerul Sănătății. Ce a rezultat după acele
anchete care au scos la iveală nereguli. Au trecut 4 ani de atunci. Știți pe cineva sancționat în vreun fel sau altul? Învârtiți cuțitul în rană, acum trebuie să spun. În 2016 n-am avut timp să fac acest audit general de care tot vorbim pentru primăria generală. Dacă m-aș fi apucat să fac asta, probabil că n-aș mai fi făcut absolut nimic altceva. Știam de la început că am un timp limitat de la 6-7 luni și atât au și fost, 7 luni și jumătate. Dar dintre anchetele punctuale pe care le-am făcut în domeniul transplantului, în domeniul achizițiilor din diverse spitale, lucruri care erau vădit în neregulă din punct de vedere legal și din punct de vedere penal, dacă vreți, toate anchetele de atunci și toate dosarele care au fost transmise așa cum ar fi obligat de altfel orice demnitar și orice funcționar public atunci când descoperă ceva care are iz penal să transmite imediat asta către parchet. Cred că am dus o roabă de documente la DNA și la diverse parchete. Este una dintre frustrările mele majore până la vârsta asta, că după toată, cu toată acea roabă de documente, nu există până în momentul ăsta nici măcar o singură persoană care să fi fost pedepsită cu închisoarea și chiar să fie în închisoare. Și atunci de ce ar mai rezona în urechile ascultătorilor faptul că veți face un audit la Primăria Capitalei și o să vedem cât s-a prăpădit din bugetul Capitalei? E simplu, din cel puțin 2-3 motive. Unu, trebuie să știm adevărul. Nu știu dacă ne va face liber, dar e ceva ce trebuie să știm. Doi, avem nevoie să luăm măsuri manageriale, administrative. Există o idee care, din punctul meu de vedere, este foarte greșită în societatea românească, și anume aceea că instituțiile publice vor fi curățate de către sistemul de justiție. Este ca și cum am fi încerc să fac o metaforă, să folosesc o metaforă, ca și cum am fi cu toții, toți cei care ne ascult acum, am fi într-o clădire mare și am stinge lumina și deși am ști că acolo sunt câțiva care se ocupă cu furatul din buzunare și ne-am bazat că undeva, cândva o să fie prinși în afara clădirii și o să fie pedepsiți. Păi nu e asta cea mai bună metodă să nu fim furați la buzunare. Cea mai bună metodă este, unu, să fim un pic mai atenți, doi, să facem reguli așa încât oamenii să nu stea foarte apropiați, dacă vreți, sau alte reguli care ar putea să ne salveze de asta, și trei, să aprindem și noi lumina. Asta trebuie să facem într-o instituție publică, în fiecare instituție publică, și asta se întâmplă de altfel în sectorul privat. Într-o organizație precum, dacă vreți, o bancă, există tot felul de mecanisme împotriva fraudei. Există specialiști care exact asta fac. Dar o instituție privată este orientată către profit, să spunem asta, Vlad Voiculescu, iar în instituțiile de stat din România, care este orientarea? Păi, o instituție privată există dacă îndeplinește un rol în societate. Faptul că face și profit, sigur, e o chestiune mai degrabă adiacentă. O instituție privată, orice companie, dacă nu îndeplinește un rol în societate, nu există mai departe. Asta așa la nivel filozofic. Dacă cineva produce laptopuri și laptopurile nu sunt cerute, atunci nu o să mai produc asta. O instituție publică e un pic diferit. Are o viață un pic diferită, și anume pentru că există, dacă vreți, încerc filozofic să explic, există acest triunghi. Beneficiarul nu este beneficiarul serviciilor instituției publice, nu e cel care plătește direct acea instituție publică, ci o face prin ceea ce se cheamă stat. Prin bugetul de stat. Adică îi se iau banii și banii respectivi merg către instituția care trebuie să respecte cetățeanul și să presteze niște servicii de calitate. Cu alte cuvinte, mecanismul de feedback și de corectare este doar unul odată, care se întâmplă odată la 4 ani prin alegeri. E un lucru prost și primul lucru pe care trebuie să-l facem este să învățăm de la și să preluăm ceea ce e bun de la organizații private, mecanisme de
de transparență, de mecanisme care să împiedice frauda. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l facem este ca acest mecanism de care vă vorbesc să nu fie unul de feedback la o dată la 4 ani, ci însă și instituția publică, prin conducătorii ei, să promoveze feedback-ul direct în timpul exercițiului funcțiunii. Adică ce o să vedem diferit? Ce o să vedem diferit sunt servicii care sunt, sunt executate în mod transparent, servicii care, dacă sunt pentru cetățean, atunci ar trebui stabilite în consultare cu cetățeanul. Și asta, aici vorbim de dezbateri publice, vorbim despre, despre colaborare cu ONG-uri, cu mediul de business și cu oricine este interesat. Și vorbim de asemenea de mecanisme de feedback, așa cum am introdus în 2016 de la Ministerul Sănătății în toate spitalele. O să, dacă îmi permiteți, o să explic. Înainte de 2016 exista un mecanism de feedback al pacientului, prin care se producea pentru care se folosea un formular de vreo 11 pagini și rezultatele, atunci când am ajuns eu în minister, ne spuneau că undeva la 99% dintre cetățenii României care au utilizat sistemul de sănătate sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de acesta, de toate spitalele. Lucru evident fals. Și ceea ce am introdus atunci este un mecanism de feedback demn de secolul în care trăim, și anume unul prin SMS. Și o treime dintre pacienții din România, în momentul acesta, care merg în spital, primesc un SMS prin care Ministrul Sănătății, așa scrie în SMS, Ministrul Sănătății ar vrea să știe cum a fost, cum apreciați serviciile prestate de spital. Veți avea puterea, veți avea în subordine spitalele care sunt în subordinea Primăriei Capitalei. Ce se va schimba la ele? 19. Ce se va schimba la ele? Câteva lucruri esențiale. Mai întâi, poate o să sune clișeic, dar avem, cred că în toate instituțiile publice trebuie să se schimbe cultura organizațională. Cu alte, ce înseamnă asta? Înseamnă că toate instituțiile trebuie să le fie foarte clar că nu sunt acolo ca să servească un politician sau instituția superioară, în cazul ăsta primăria, ci sunt acolo pentru a servi cetățeanul, și în funcție, și ăsta este singurul lucru care contează. Managerul nu va fi numit politic, nu va aduce vreun prieten acolo, ci vor fi oameni selectați strict în funcție de carieră și în funcție de proiect, și în funcție de asta vor fi și măsurați, dacă vreți, capacitatea și performanța va fi măsurată. Câteva alte lucruri care se vor schimba cu siguranță este modul în care se fac achizițiile, modul în care modul de a evita orice fel de fraudă și lipsă de transparență. Și în sensul ăsta, în 2016, din nou, a fost un ordin de ministru pe care l-am conceput și l-am semnat după o consultare, trebuie să spun, cu un jurnalist, cu domnul Ovidiu Vanghele, care mi-a cerut asta insistent. De-aia am și glumit atunci, am spus ordinul Vanghele. S-a numit acel ordin, prevedea că orice achiziție de peste 20.000 de lei trebuie publicat în întregime, și anume contract, facturi și tot ce mai trebuie. Țin neapărat să revin la o întrebare pe care v-am pus-o la începutul acestei emisiuni, pentru că mai avem doar 3 minute și întrebarea aceea a rămas un pic în aer. Uh-huh. Cu un PSD care are 33% și un Consiliu General și un Consiliu General populat de tot felul de oameni în afara colegilor dumneavoastră din USR, din Plus, Vlad Voiculescu, cum vedeți posibilă cu adevărat o reformă? Jumătatea aceea poate fi oricând într-o direcție sau alta. Inclusiv de liberal v-ați plâns la un moment dat că au făcut niște tranzacții dubioase de terenuri trecându-le dintr-o proprietate în alta aici la București. Tranzacții dubioase între vechile partide au tot fost. Cred că Partidul Liberal, la nivelul Bucureștiului, cel puțin, are și-a asumat responsabilitatea de a acționa foarte diferit de cum au acționat chiar ei în trecut, sau chiar partidul, chiar ei, că nu au fost alte persoane.
Împreună cu PNL o să formăm o majoritate, posibil să existe și discuții cu PMP, asta încă evaluăm, și cu totul o să avem o majoritate relativ confortabilă. Da, în consiliul local sau în consiliul general, îmi cer scuze, o să fiu coleg cu domnul Mitică Dragomir, domnul Anghel Iordănescu. O să mă bucur să fac o poză cu dumnealor dacă o să vină la serviciu. Cum se potrivește PMP în această imagine a noii politici făcute în Consiliul General al Capitalei? Păi, pe baza unor criterii foarte clare de acțiune, putem să discutăm cu oricine. Asta a fost și punctul nostru de vedere atunci când am negociat cu PNL. Poate vă amintiți, au fost doi candidați despre care noi am spus că nu pot fi acceptați. Am fost criticați chiar și de presă în acea perioadă. Ni s-a reproșat că suntem chiar imaturi și că ar trebui să vedem binele mai mare. Și înțelegem să vedem întotdeauna binele mai mare și să acționăm responsabil, dar nu înțelegem să devenim ca ei. Nu înțelegem să facem lucrurile... Ei vă vor cere lucruri în schimb, Vlad Voiculescu, pentru susținere. Da, nu vom oferi lucruri care să nu fie în interesul cetățenilor din București. Nu de asta am intrat în politică, nu de asta suntem aici, lucrurile sunt cât se poate de clare și avem acest bun obicei, dacă mă întrebați pe mine, de a spune lucrurilor pe nume și anume public. Și încă o întrebare. Ne costă lucrul ăsta, dar n-o să facem rabat. PSD ar putea revendica, având tot 33% ca și Alianța USR Plus, un post de viceprimar în detrimentul liberalilor? Viceprimarii sunt numiți de către majoritate. Nu există nicio posibilitate prin care noi am putea să facem majoritate alături de PSD în București. Cred că PSD a arătat ce poate. Putem eventual să facem o miuță, dacă tot am unii dintre voi mei din copilărie. Unul, domnul Anghel Iordănescu. M-am bucurat foarte tare la Cupa Mondială. Încheiem în acest spirit de glumă emisiunea Piața Victoriei. Vlad Voiculescu, deja suntem aproape de ora 19. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția în direct la Europa FM. Vlad Voiculescu, propunerea USR Plus pentru funcția de viceprimar al Capitalei. Știri peste câteva momente la 19. Mulțumesc pentru atenție. Piața Victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM.